Începem anul 2019, un an cu foarte multe provocări. Începem acum, practic, direct cu președinția Consiliului Uniunii Europene. Chiar săptămâna viitoare vom avea vizita Comisiei Europene pentru a începe în forță această președinție. Sunt convins că vom face față bine. În continuare, avem deja în luna mai primele alegeri, sunt alegeri europarlamentare și de pe acum vreau să spun deja că este foarte important să participăm la aceste alegeri. Cu cât mai mulți alegători se prezintă la aceste alegeri, cu atât mai clar va fi rezultatul. La sfârșitul anului vom avea alegeri prezidențiale și reiterez ce am mai spus, voi intra în competiție pentru un nou mandat de președinte. Pe întreg anul 2019, obiectivele mari pe care le am, care sunt obiectivele României, sunt o mai profundă și mai bună integrare europeană, consolidarea posturii noastre în cadrul NATO și poate chiar reușim în cursul acestui an să avem o întărire a prezenței NATO pe flancul estic, ceea ce cu siguranță ar fi bine, ar fi foarte bine pentru noi. Și unul din obiectivele mari, foarte importante pentru mine și în anul 2019, este consolidarea statului de drept în România, asta însemnând, evident, printre altele, și continuarea în forță a luptei împotriva corupției. Personal, obiectivul meu pentru alegerile prezidențiale este câștigarea unui al doilea mandat de președinte al României. Sunt foarte optimist, nu mă tem de niciun contracandidat, nu mă tem niciodată de contracandidați. Alegerile sunt alegeri. Cine dorește să obțină un mandat, trebuie să se prezinte în postura de candidat. Eu mă voi prezenta și sunt optimist, da. Și cum vedeți cursa prezidențială cu Liviu Dragnea? Eu cred că orice cursă electorală are un parcurs pe care îl cunoaștem, cu campanie electorală, dar în final, important este ce doresc alegătorii. Și la sfârșitul anului 2019 vom ști ce președinte și-au dorit românii. Clar, mă susține PNL-ul. Este partidul din care provin, este partidul care a hotărât de multă vreme că mă va susține pentru un al doilea mandat. Ați avea nevoie cumva și de o susținere mai mare? Ar fi benefică în contextul în care ar putea exista și o formațiune mai largă de dreapta? Asta, sigur, rămâne o discuție care se poate purta și se va purta. Însă, important este susținerea românilor.